frumoasă florile dai, pe cui goane luminoasă florile dai. La ferești cu flori domnești florile dai, pe rauși cu flori de ruși florile dai. La oblace busuioace flori, toată orice-a creștinească, lerului Doamne, lerului Doamne, astăzi să se veselească, lerului Doamne, lerului Doamne, că stea mare s-a iubit, lerului Doamne, lerului Doamne, sus la sfântul răsărit, lerului Doamne, lerului Doamne. Amin, Doamne, slavă!
Deschide ușa creștinei, florile d-albe. Ascultă colinda bine, flor de măru, merișoru. Noi venim în orice an, florile d-albe. Să trăiești gazdă mulți ani, flor de măru. Câte frunze în livadă, flor de măru, merișorul. Să ai în pungă gălbiori, florile tale. Câte baie sunt în clai, flor de măru, merișorul. Să ai casa luminată, florile tale.
mulțumim, dragilor, să înțeleg că au ajuns cadouri și la voi. Da! Să le primiți, să le mâncați bucuroși, sănătoși, cu plăcere din partea primăriei și a Consiliului Local, ca în fiecare an să celebrăm perioada sărbătorilor de iarnă cu un cadou pentru voi. Mai mult decât atât, mă bucur că de vreo câțiva ani s-a dezvoltat obiceiul ăsta de a ne colinda aici la sediul instituției. Noi, primarul, viceprimarul, Consiliul Local, tot ceea ce facem, să știți că facem pentru viitorul vostru. De aceea, celor care sunteți clasa 8-a, vă spun să puneți burta pe carte, pentru că știți că în fiecare an, în luna iunie-iulie, primim rezultatele deosebite din anul care trece. Dacă aveți frați mai mari în clasa 12-a, la fel să pună burta pe carte. Avem și anul viitor câte un laptop cadou pentru cea mai mare medie, de la clasa 8-a și clasa 12-a, plus premii în bani pentru cei care obțin note de la 7 în sus, așa cum ați văzut probabil la frații voștri care au terminat școala. Să știți că singura șansă pentru voi, pentru viitorul vostru, nu poate fi decât educația și școala. Așa că, deci urmează perioada de vacanță de iarnă, eu vă spun doar atât. Haideți afară. E cald aici și de asta. S-a făcut puțin rău. Deși vine vacanța de iarnă, teoretic, deși cred că e mai mult primăvară, vă spun doar atât, să învățați, să învățați și iarăși să învățați, pentru că e singurul vostru drum spre succes. Știu că uneori pare nevoios, uneori pare greu, dar educația și voi puteți întoarce România din drumul în care ea acum curge, să întoarceți spre un viitor mai frumos. Viitorul al vostru. Mulțumim! Avem 9 puncte pe ordinea de zi. A primit ordinea de zi? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Ordinea de zi se suplimentează cu 3 puncte. Până să le-ați primit, le supunem la vot pe acestea 3. Cine este pentru? Toată lumea. Supunem la vot și procesul de verbare în luna noiembrie. Cine este pentru? Toată lumea. Începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale în anul 2024 pe raza Comunei Burapei. Doamne primar. Mulțumesc, domnule președinte, estimați consilieri, bine ați venit la ultima ședință din an. Ședința cea mai grea, zic eu, din an. Deși toate sunt scufoase, asta e decizională pentru anul viitor. Și așa cum a spus și domnul președinte, vorbim despre stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024. Nu am ieșit din ceea ce am afirmat la ședințele anterioare, că în afară de indexarea cu indicele de inflație, nu voi majora și nu voi mai adăuga nimic în plus taxelor și impozitelor locale. E suficient acest lucru, însă nu pot să spun că sunt mulțumit de această decizie. V-am spus-o de atâtea ori. Nu contează cât de mult îți umpli veniturile, ci contează foarte mult cât poți încasa real. Degeaba am avut anul acesta prevăzut 22 de miliarde a se încasa, dar că noi am încasat doar 11 miliarde. Prin această indexare, pentru că așa spune codul fiscal și nu ne putem opune, sau dacă ne putem opune, ne va fi atrasă răspunderea, facem decât ceea ce cred eu că se întâmplă anul viitor. Oamenii de bună credință o să plătească cât pot și în loc să, nu știu, creștem gradul de colectare, o să adâncim lista de rămășiți. Asta este opinia mea, pentru că dacă vedeam că în jurul nostru se dezvoltau locurile, era putere de cumpărare, se creau locuri de muncă, aveam de unde să cred că vom putea încasa și omul va avea de unde plăti. În schimb, lucrurile nu sunt așa cum am spus eu mai înainte și îmi dau seama că în continuare, prin această prevedere legală din codul fiscal, nu facem decât să lovim în cârca bunelor platnici. Dar, v-am spus, este doar propunerea bazată strict pe lege. Dacă nu facem acest lucru și ne putem de conturi, vom plăti în solidar diferența de buget. Mulțumesc! Dacă mai sunteți cu ei la cuvânt,
punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici, în anul 2024. Mulțumesc. Așa cum v-am tot spus de-a lungul anului, modificările legislative care au apărut pe parcurs încep să lovească în plin în noi. Acum 2 ani de zile a apărut o ordonanță 92 care prevede implementarea principiului poluatorul plătește cât arunci. Eu o văd așa. Plătește cât arunci înseamnă per comună tonă plătită la furnizor, iar omul, mașină, cântar, cât aruncă, trecut într-un așa, o remulțit cu tona și plătește cât e de plătit. În schimb, angrenajul birocratic nu dă dreptate. Sau nu cumva să deranjăm operatorul de salubrizare să facă chestia asta. Fără a comenta asupra acestui lucru, vă spun că trebuie să implementăm acest plătește cât arunci, pentru care deja am fost sancționați contravențional, suntem la faza de apel, dar la fond am pierdut. Am fost sancționați de gata de mediu cu 2500 de lei deocamdată pentru neimplementarea acestui principiu, iar de anul viitor principiul va suna așa, așa cum ați văzut în proiect de hotărâre. Vor fi două tipuri de colectări. Vorbim doar de persoane fizice deocamdată. Două tipuri de colectări. Colectare cu frecvență normală, care înseamnă 3 colectări de reziduar plus una de reciclabil, sau colectare cu frecvență ridicată, care înseamnă 4 colectări de reziduar plus una de selectiv pe lună. Cine va opta dintre cetățenii comuni pentru a doua variantă, va completa acel acord pe care l-ați văzut anexă la proiectul de hotărâre și va plăti o taxă diferențiată de 5 lei în plus. În continuare merg pe principiul de a se plăti per gospodării, întrucât am încasat bine și nu ne-am creat un deficit în acest sens, cum era fosta formulă direct pe persoană. Sunt primării care practică pe persoană și au probleme mari în a încasa. Eu vă spun că suntem pe plus. Ne-am plătit la zi facturile și mai avem de încasat circa 120.000 de lei listă de rămășiță la gunoi. Dar ne-am plătit la zi facturile. Domnul Tădaru, ori la Lucas pe geam, ori la Lucas pe geam. Deci vor rămâne la preț pe gospodărie, indexat pe inflația, e obligatoriu și acest lucru, nu s-a dus foarte mult în plus, dacă ați văzut câțiva lei per fiecare tip de imobil cu număr de persoane. Vă spun faptul că suntem printre primele comune la capitolul de selectiv, de aceea nici nu s-a consemnat o creștere foarte ridicată la capitolul taxe de salubrizare. Asta înseamnă că ne autofinanțăm serviciu. Asta e propunerea mea, v-am spus, rămân la consecvent ideea că pe gospodărie cu număr de persoane și nu pe număr de persoane direct e mai ușor și mai suportabil pentru fiecare familie de plătit, decât să înmulțești cu 10 lei, când ne-ar fi venit anul ăsta, 10 lei 98 de persoană, ori câte persoane, ori 12 luni. Vă dau un exemplu de lângă noi, pentru că Oneștiul nu și-a atins targetul de reciclare. Se va duce undeva la 20 ceva de lei de persoană. Pentru că la Onești foarte bine se poate colecta selectiv datorită blocurilor. Sunt comune un pic mai bine ca noi, dar la noi, în calcul, de la 9 lei și ceva de persoană cât ar fi, ar fi crescut la 10 lei și ceva de persoană. Dar este mult mai suportabil de a se plăti și mai real a se încasa, așa cum spun eu. Aici nu avem probleme la plată, pentru că Comuna Gravăi cu virgula de rigoare plătește la groapa de gunoi la ton. Și se respectă principiul plătește cât arunci, cu această mică modificare, că dacă o să vrea cineva o colectare în plus, va plăti o taxă de 5 lei în plus de persoană din farmă respectivă. Mă îndoiesc că o să vină cineva care o să ceară o taxă, o colectare în plus pe lună. De aceea sunt convins că 3 colectări de reziduar plus una de reciclabil sunt ceea ce trebuie pentru anul viitor.
Nu vă mai spun cum au gândit cei de la ADIS, respectiv Romprest, cum identificăm persoanele care vor o colectare în plus. Știți cum, nu? Să punem un sticker special pe pubela lor și vor colecta doar de la acele persoane. E un fiasco total ceea ce propun ei. Eu o transpun legislativ, dar sunt convins că cetățenii din comuna Muravăi, împreună cu Federația Taxe și Imposte, când o să facă acordul ăla, o să rămânem pe varianta clasică de 4 colectări pe lună, ca să fie totul ok. Ok, domnul. Acum, dacă mai sunteți scrie la cuvânt, să punem la vot, cine este pentru. Trecem la proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, persoanele juridice și agenții economice. Domnule primar. Aici vine circul și show. Am stat mult împreună cu domnul secretar să gândim cum facem salubrizarea pentru persoane juridice. Am luat modele de prin împrejurim și m-am speriat. Am luat, de exemplu, modelul comunei Uitus, ca să respecti și principiul plătești cât arunci, să-i calculezi și la tonă, să respecti faptul că nu mai este voie neapărat să plătească la angajat, ci la tonă. Câtă vreme nu vine nimeni să-i cântărească, ei au gândit-o așa, pentru fiecare tip de activitate, și o să vă rog să căutați pe internet, pe la Comuna Uitus, au gândit un indice de generare gunoi. Și vă dau un exemplu. Un magazin mixt cu o suprafață de 10 metri pătrați ar genera, în accepțiunea lor, 0,5 kg de gunoi pe zi, de deșeu pe zi. Pe 10 metri pătrați. Un magazin de 100 de metri pătrați, în accepțiunea lor, ar genera 5 kg de gunoi pe zi. Înmulțiți cu 365 de zile și înmulțiți cu 1127 de tone. Chiar vrem să închidem ultimii operatori economici pe care îi avem? Nu. Îmi asum în continuare o taxă per salariat. Deci per salariat, nu vă mai spun că și la școli e pe elev. Nu știu cum plătesc școlile acolo, nu încercăm să fie cât mai mic. E pe elev. 21,5 lei la uite pe elev. O să încerc să rămân la aceeași tip de taxă, doar că diferențiată pe număr de salariați. Operator cu număr de salariați, așa cum ați văzut în proiectul de hotărâre. La, per total, important e ca noi să ne închidem cu sume. Să nu înregistrăm deficit. Și nu o să ne spună nimeni absolut nimic. Că nu plătești operatorul la tonă. Eu o să ne spun că o să veniți să le cântăriți operatorilor economici la tonă, atunci să plătească. Până atunci eu nu pot să condamn un magazin mixt care abia se târâie de 200 de metri pătrați, că așa au nimerit, că are și aia, are și aia, are și material de construcție, are și butelii, să-l condamn să plătească, cum am auzit, de exemplu, un mare centru educațional la Uitus, 2000 de euro pe lună. Nu pot să fac asta și nu pot să-mi asum. De unde plătește la 2000 de euro? E vorba de gunoi mea, de orice tip de gunoi. Dar doar dacă selectez și duci reciclabil. Păi eu cum selectezi? Pe ăla să ia bani, nu? Dacă reciclezi. Deci eu vă spun așa, la partea de menajer îmi asum doar diferențierea care ați văzut-o per angajat în funcție de operatorii economici. Aveți sau au 2 angajați, plătești un pic mai mult, au 3 un pic mai mult. Pentru mine asta înseamnă să pot să diferențiez. În rest, eu vă spun că nu pot să-mi asum condamnarea operatorilor economici la faliment. Eu știu ce activități se operează acum în Muravăi. Noi nu avem producții care să facă bani. Noi avem economii de subzistență în Comuna Muravăi. Nu am cum să fiu de acord cu condamnarea ultimilor operatori economici, așa cum sunt ei, la faliment. De aceea vă propun proiectul de hotărâre în forma aceasta. Nelu, să dau un răspuns. Ai zis că cine duce la reciclare ia bani, da? Să vin să-ți arăt factură. Unde am cumpărat suc. Și scrie garanție și pe sticlă scrie de sub garanție 0,50 de bani. Am luat 18 sticle, 2 prin 9 lei. Eu când ți-l dau ție, ți-au 50 de bani, tu mi-l aduci înapoi, îți dau 50 de bani înapoi. Ce câștigă operatorul economic? Spune, ce reciclează? Nu reciclează nimic. Păi el s-a explicat. El câștigă cât o plătit. Ce-ai dat, are ei înapoi.
Eu, de exemplu, am făcut contract cu returul loc, cu ăștia. Vin la mine, o să mi-aducă stași special pentru sticlii ca să le pun, vin mașina și colectează. Acum vreau să vă duc în sfera anului viitor. Vă doar gândiți să organizați. Mai menager, tot ce ți-a dat reciclat. În sfera anului viitor, pe 31 decembrie 2023, se termină contractul cu operatorul de salubrizare Rompresta. Conform condițiilor contractuale, mai poate presta încă 90 de zile obligat de către ADIS Bacău, după care el nu mai este obligat să presteze serviciul de colectare pe raza OAT-ului. Vreau să vă spun la data la care vorbim, ADIS Bacău nu are lansat licitația pentru un nou operator. Nu se trebuia să-l primim și noi să le votăm toate, ca ai descartat documentația atribuirii. Există riscul ca în luna martie să trebuiască, la nivel județean, să stea de vorbă cu operatorul de salubrizare și să spună, domnule, hai să facem un adițional cu un an, doi, până suntem noi gata cu licitația. Doar că operatorul de salubrizare poate să spună așa, facem și adițional, sigur, pe exemplu. Dar nu vreau să mai prestez la același preț. Vreau să prestez la 2000 de lei pe luna. De aceea va fi un an crâncen în materie de salubrizare. Deja instituțiile centrale și de control sunt puse în alertă. Așa că parcă prevăd că o să ajungem să colectez gunoiul cu tot cu băieții de la deservire și administrarea domeniului public și privat. Și o să și plătim. Cum s-a mai întâmplat de altfel în 2017-2018. Dar batem până. Proiectul așa vi-l propun, nu pot să-mi asum, v-am spus în modul de calcul. Vă rog să vă uitați când aveți timp la hotărâri la comunii vecine. Eu nu pot să-mi asum chestia asta pentru că aș falimenta ultimii operatori economici. Și spun de asta, domnul primar, nu e operatori economici, nu avem toți de motor niște chiștoace. Spuneți-le celor care au gândit inițiativa. Care de să vii într-o așa o săptămână să vezi că cu noi să dea de la operatori economici. Nu. Eu spun așa, principiul plătește cât arunci înseamnă asta. Ai venit, m-ai cântărit, mi-ai făcut bon de cântar, m-ai înregistrat, am înmulțit cu tona și ți-am plătit. Asta înseamnă că restul e birocrație în formă pură și nesimțită. Dar nu avem încotro. Mulțumim, dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafoanelor și renunțarea sau anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. Domnule primar? E un lucru pe care îl facem în fiecare an. Este atât în ordine de Ministrul Finanțelor Publice, cât și articolul 96 din Codul de Procedură Fiscală, care ne spune că putem anula creanțele fiscale restante care sunt mai mici de 40 de lei. Nu vă imaginați că sunt multe, dar ne ajută la degrevarea bugetului de listă de rămășiță. Total impact bugetar pentru anul 2023, 3.341 de lei. Atât să vă șterge ca datorii. Mulțumim, înscrieri la cuvânt. Să punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2023 a valorii contractelor de închiriere, concesiune, imobile, clădiri, terenuri, conform prevederilor contractuale, cu 13,8%, reprezentând rata medie a inflației în ultimele 12 luni. Domnule primar? Mulțumesc, domnule președinte. Același lucru aplicăm și la contractele de concesiuni, respectiv închirieri, prevederile codului fiscal cu privire la indexarea... Domnule președinte, acum la am rămânitea la dumneavoastră ce puteți ședință vreau să mergem telefoane. Nu putem să continuăm, ieșim din gerințe și mergem la telefon afară să discutăm. Vă rog să le dați cu silențios. Da, aplicăm aceleași prevederi ale codului fiscal și în materie de contracte de închiriere concesiuni care reprezintă veniturile ale bugetului local, trebuie și acestea indexate cu rata inflației, respectiv 13,2%. Înscriere la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Gravei. Domnule primar? Mulțumesc! Grele de facere ale planului urbanistic general al Comunii Gravăii, care au început undeva în anul 2018, nu au reușit să fie finalizate nici la această dată, din diverse motive. În mare parte din ele sunt avizatorii rari sau mai special, anumite comisii de cultură, culte
știu eu, mediu, care sunt mai greoi în avizări și cer o grămadă de documentații. Avem o ordonanță de urgență în vigoare care permite prelungirea planului urbanistic general până în 2026, nu mai târziu, de 31 decembrie 2026, lucru pe care vi-l propun spre aprobare pentru a putea în continuare emite autorizații de construire și certificate de urbanism. Se lucrează la PUG. Noi, după calculele noastre, în luna iunie a anului viitor, va fi supus aprobării în forma finală. Mai sunt niște cerințe ale Ministerului Dezvoltării pe care nu le-am putut îndeplini și necesită o contractare specială, respectiv categoria de folosință a terenurilor, una din ele, care este destul de complicată de făcut, adică fiecare tip de teren, că e arabil, că e vie, trebuie pus pe o hartă și colorat cu anumite culoare. Durează destul de mult, sunt câteva hectare bune, dar eu sper ca în iunie 2024 să venim în fața Consiliului Local cu aprobarea finală a planului urbanistic general pentru următorii 10 ani. Acum, pentru moment, aprobăm prelungirea valabilității, este întemeiat legal, avem ordonanța de urgență în vigoare care ne permite acest lucru. Mulțumim, domnule primar, dacă sunteți că e la cuvânt. Supunem la vot, cine este pentru? Toată lumea. Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic a indicatorilor tehnico-economic actualizați și a devizului general actualizat după procedurile de achiziție publică pentru obiectivul de investiții extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Băiei, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la buget local pentru realizarea obiectivului. Domnule primar, răspunde. Eu sunt pompos ca titulatură. E vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform ofertei financiare depuse de executantul câștigător. Pentru a putea intra cu ea la decont la Ministerul Dezvoltării, trebuie dat o hotărâre exact pe sumele cu care ofertantul a câștigat. De aici reiese valoarea finală a sumelor pe care le vom putea deconta de la Ministerul Dezvoltării. O lucrare pe care ați văzut-o deja în execuție pe satul Capăta și acum se lucrează pe zona de deal a satului Gura Băiei. Mulțumim, domnule primar, dacă nu scrie la cuvânt. Supune la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiriere prin atribuire directă a spațiului cu destinație cabinet medical, dispensarul Mandu Brava și a terenului aferent din comuna Gura Băiei, satul Brava, strada de Aluanii, numărul 126, din județul Bacău. Domnule primar. Mulțumesc. Am povestit ceva la ședința anterioară. Astăzi mă țin de cuvânt. Am inițiat proiectul de hotărâre privind închirierea dispensarului Mandu Brava. Am pus toate documentele la dispoziție, cererea, certificatul de înregistrare. După aprobarea acestui proiect, voi semna contractul de închiriere. Doamna doctor va merge la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, unde va încheia contractul cu casa prin comisia paritară. Și, din discuțiile cu dumneavoastră, trebuie să facă pediatrie, medicină generală și cardiologie. Mai mult decât atât, nu am ce să vă spun decât că am asigurat-o cu tot sprijinul nostru și a Consiliului Local în tot ceea ce vrea să facă. O să branșăm la apă și cabinetul dispensarul roman de acolo. Are centrală nouă, funcțională, este energie electrică, poate să înceapă treaba și din nou. Dar, din ce mi-a spus, din luna ianuarie. I-am stabilit o redevență conform legii. Cred că ați văzut deja, aveți o parte din dumneavoastră experiență. Redevența stabilită prin legii pentru primii 5 ani este 1 euro pe metru pătrat, după care se va face o negociere la prețul pieței. Adică îi dai voie să își facă o plajă. Numai că rugămintea mea este următoarea, mai ales consilierii din Brava, cei mai guralivi așa. Cum spuneți toate prostiile prin sat, popularizați și oamenilor, că e păcat să pierdem un doctor de asta. Mulțumesc, domnul primar. Dar cine scrie la cuvânt? Probabil că i-am zis găsit. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul următor. Proiectul următorile privind
privind aprobarea programării efectuării concediului de odihnă aferente primarului și viceprimarului Comunei Gurabești de sub Arcău pentru anul 2024. Iar un concediu. Din concediu, concediu. Da, mulțumesc. Dacă până acum noi dădeam pe dispoziție de primar programarea concediului, l-am spus eu că tot se schimbă schimbarea de-a lungul timpului și toate trebuie programate prin Consiliul Local. Ne-am supus decizii că în luna decembrie se programează concediile pentru toată structura pentru anul viitor. Ne-am programat concediul și eu, domnul viceprimar, dacă ați observat, în mare parte, după data de 27-10-2024, pentru că la încheierea mandatului, se plătește concediul neefectuat, e singurul caz. Și după aia, Dumnezeu cu mine. Luați în campania electorală. Concediu? Concediu. La mare. Ne scrie la cuvânt? Supune la fel. Este pentru. Care lumea. Trecem la suplimentări. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Gurabăi, județul Bacău, pe anul 2023. Da. Între timp ne-am mai picurat câteva sume. Nu sunt deloc încântat de țâriala asta cu care primim sume și întârzieri și vii și îmi dai bani pe 21, când știi foarte bine că trezoreria mâine se închide, nu mai poți face plăți, la sfârșitul anului 10% din excedentul bugetar ești pregătit să-mi trage înapoi, dar încerc acum, prin acest proiect de hotărâre, să nu mă înregistrez cu un excedent foarte, foarte mare. De aceea propunerea mea este, și după discuțiile cu constructorul de astăzi, la Căminul Cultural Adunar, am fost împreună cu domnul Panțelu, cu domnul Antrohie, să lucrează, dar nu va factura, ați văzut ce vă spun, nu va factura până la sfârșitul anului. Nu vreau să mă prind după sume acolo, le iau, să-l bugetăm la începutul anului viitor, plus toți banii care sunt, îi ducem să plătim partea noastră de contribuții la alimentare cu apă, cele ce în sat. Lucrarea este gata, este funcțională, Consiliul Județean ne-a virat toată suma 22 miliarde. Fără Consiliul Județean, vă spun că greu ne-am fi descurcat. Dar de asta și-a dovedit bună intenție domnul președinte. 22 de miliarde asocieri cu o comună, de nivelul comunii cu voi, să știți că nu e lucru puțin. A creat oarecum un precedent în materie de alocări bugetare. Pe 15 ianuarie va avea loc recepția la terminarea lucrărilor, dar toate sunt gata, sunt funcționale, este testată. Am fost un pic mai, nu știu, mai neortodox așa în derularea proiectului. Nu am făcut recepția întâi, până nu am lăsat-o la constructor să vedem ce poate. Știți, în principiu podului de la Brăila, el are probleme, dar e tot la constructor și constructorul repară pe banii lui. Același lucru am făcut și noi la alimentarea cu apă, fiind o investiție mare, vastă, greoaie, am preferat să o rulăm riscând o amendă de la Inspecția de Stat în Construcție, adică i-am dat drumul fără recepție, am pus-o în funcțiune, dar așa am văzut și noi unde sunt punctele tari, unde sunt punctele slabe, unde sunt avariile și totul a fost reparat pe banii constructori, nu s-a reparat nimic pe banii noștri. Asta trebuie să înțeleg. Ea deja are câteva lucruri bune de când funcționează, ați văzut-o toți în funcțiune sau care, unde este rețea. E o rețea extraordinară, zic eu, față de prima rețea făcută. Avem control digital asupra rezervoarelor de apă și ăsta nu e un lucru puțin. Am lucrat cu o firmă cu capacitate, o firmă care nu și-a bătut joc de lucrare. Am înțeles supărarea tuturor cetățenilor cu privire la căile de rulare. Dar, încă o dată spun, dacă eram mâl, pentru că n-am făcut nimic, aveau tot dreptul să mă înjure, să mă... așa. Dar s-a făcut mâl, pentru că 30 de ani nu s-a scăsăpat după nimic în pământ. Nu s-a băgat o conductă de apă, nu s-a băgat o conductă de canalizare de gaze. Acum s-a băgat 23 de kilometri de rețea. Sau 26 de kilometri de rețea. S-a făcut deranj. Am plecat de la 0 brașamente, 5 sate, la 700 din stat. 700 de găuri în pământ. Și vom continua. Indiferent ce vă spun eu, mă, indiferent de poziția lui. Pentru că numai asta e calea spre dezvoltare. Numai cum altfel. Apă, canal, drum. Asta e
Asta e directiv. Continuăm investițiile în apă până le terminăm. Ele sunt deja în derulare, să vedeți și drumul județean scurtând la stânga-dreapta în execuții. Și vă spun că anul viitor, până la alegeri, ca și Consiliul Local, ca și primar, vom putea spune cu mâna pe inimă că am rezolvat problema apei în toată comuna Grăbu. Asta a fost mandatul apei. Asta s-a vrut, asta am făcut. Că se mai creează deranj pe drumuri. Știu. Asta e. Gândiți-vă și la noi că drumurile sunt predate la executant, nu ai voie de contest piele, nu ai voie să intervii, nu poți să cumperi palatul, mai cârpim. Dar, pe total, când dai drumul la robinet și scurge apa prin perete, eu spun că parcă mai suporți o zi, două, trei, până vine mașina și pun niște balasturi pe drum. Deci banii merg, ați văzut în lecția de buget, banii merg la apă, mai aveam o datorie de 6.000 de la învățământ, m-am ținut de cuvânt și am dat-o, când am înțeles eu o adresă, și cred că suntem ok și cu lecția de buget. Mulțumesc, scrie la cuvânt. Supunem la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de aviz a lucrărilor de intervenții, dar indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, modernizare, infrastructurii, utilire de bază în comuna Paragoi, județul Bacău. Domnul președinte, am rugăminte, haideți ca să dezbatem ambele, ultimele două proiecte de hotărâre, să le dezbatem împreună, că fac referire la același obiectiv de investiție. Este deja aprobat de principiu de către dumneavoastră. Noi am derulat și mai departe procedurile pentru a putea obține finanțarea. În luna ianuarie ne dorim să depunem cererea de finanțare la AFIR. Este un proiect, tipul ăsta de proiect de AFIR, un proiect nou și pentru mine și pentru domnul secretar. Primăria Grăbu nu a lucrat niciodată cu fonduri europene prin AFIR, decât un gal, un costum popular, adică aici vorbim de 50 de miliarde de lei vechi. Încercăm să facem lucrurile pas cu pas, să le înțelegem și noi, orientul de finanțare nou și pentru consultant. Lucrând cu consultantul care a adus cele 8 drumuri ca finanțare în comuna Grăbu, acelea care sunt în execuție, are capacitate, doar că linia de finanțare e nouă, iar derularea procedurilor cu AFIR sunt extrem de greoaie și foarte închistate în proceduri. Dacă ați avut curiozitatea să vă uitați prin proiectul de hotărâre, vedeți că la un dat aprobând raportul, într-o anexă, raportul Comisiei de Specialitate, îl aprobăm pe hotărâre de Consiliul Local. Asta e un lucru straniu, că el oricum face parte din proiectul de hotărâre. Fără raportul ăla ne-ar putea să dai drumul la proiectul de hotărâre, dar ei îl vor anexă la proiectul de hotărâre. Și dacă așa vrea firul, așa o să facem și noi. Investiția nu se va derula, o spun public, nu e investiții pentru anul viitor. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. E investiții de viitor. Cum face afirul selecția? Ai depus proiectul de hotărâre cu Dalin. Ți-l evaluează. Primești punctaj, ai trecut mai departe. Se semnează contract de finanțare. După aia fiecare document, că vorbim de proiect tehnic, că vorbim de cai de sarcini, că vorbim de expert cooptat, se avizează de către AFIR. Poate dure o zi sau două luni. Nu știm. La Iași. La Iași se avizează tot. Orice document pe care l-ai făcut, inclusiv licitația, o derulezi sub patronajul, ca să spun așa, sub supravegherea AFIR Iași. Deci nu este un proiect pe care o să-l vedem anul viitor. Sunt primari care au prins aceste fonduri pe AFIR și cam în al patrulea an a început execuția lucrurilor. Vorbim de fondurile europene de care stemi toată lumea. Nu de la care le iei pe cere, pe care le iei chiar cu bătaie. Dar odată prins, proiectul trecut din prima evaluare anul viitor și semnat contractul de finanțare, el va rămâne în instituția asta, indiferent ce va fi clar de director. Rămâne așa cum am vorbit, ca să îndeplinim punctajul, ceea ce am spus în ședință, ca și drumuri, strada primăriei, strada Trotușului, pe la biserica de sus, de acolo, de aici, de jos, pardon, ca să prindem doi operatori economici, cu strada magazinului, lunga Păltinății și cu celălalt drum, deci 111, nu? Din temelia până la școală. 111. Așa. Astea sunt drumurile. Alte drumuri nu sunt. Avem cheltuieli neeligibile, luate 9 miliarde jumătate, este TVA-ul, care este neeligibil și bugetul local. 10% din proiect, adică 5 miliarde, sunt cheltuieli neprevăzute, dar acestea nu sunt musai a fi decontate, adică doar dacă apar.
Și dacă pe Angel Salini sau pe buget local nu decontăm neprevăzute, nici pe fonduri că nu vom deconta neprevăzute, plus alte cheltuieli care implică acea sumă pe care o vedeți ca și cheltuieli eligibile. Dar, încă o dată vă spun, nu este un proiect care o să-l plătim anul viitor. Este un proiect de viitor. Să punem la vot ambele proiecte. Cine este pentru? Trecem la proiect numărul 10, interpelări, petiții diverse. Domnule primar. Domnul președinte, fiind ultimul an, ultimul decembrie, care ne vedem în formula asta, pentru că anul viitor, pe vremea asta, o să fie altă formulă de conducere. O să vă spun doar că și pe mine și pe domnul secretar anul ăsta, la final de an, ne găsește epuizați și extenuați. Noi dorim decât, pentru primar, noi dorim liberele astea care o să vină. În materie de investiții, iluminatul este gata, urmează revizia, deci ei au fost schimbate becuri, dar am înțeles că mai sunt zone unde becurile nu ard, adică nu au fost conectate bine. O să facă revizia, a fost convocată recepția terminarea lucrărilor. S-a rezolvat problema și cu dealul Enății și cu zăvoiul. Nu este absolut vina nici a unui funcționar din primărie. Noi derulăm contractul prin Compania Națională de Investiții. Contractul este între CNI și constructor. Eu, ca să pot să trag de constructor, trebuie să dau o palmă pe după ureche. Adică trebuie să mă adresez CNI-ului, care la rândul lui are o comisie, care la rândul ei îl trage de ureche pe constructor. Greșeala a pornit de la două lucruri. Prima dată s-a întârziat cu două reclamații, de la domnul Radu Gheorghe și domnul Dorel Apostol, din dealul Înății, care au sesizat faptul că urmarea vibropresării li s-au dărâmat casă. Constructorul a convocat subcontractantul care vibrează, împreună cu firma Mistral, care a făcut acel strat de fundare, au durat 3-4-5 zile până s-au adunat toți, ca să constate că ei n-aveau nici fundații la casă. Dar s-a întârziat. Odată, după ce s-a făcut prima dată reciclatul, adică stratul de fund, când au ajuns în vârful dealului, dar datorită domnului chiriac care a făcut scandal, conducta de apă a fost mutată din locul unde trebuia să treacă și a făcut o burtă pe care, despre care nimeni nu știa. Când a ajuns freza în deal, a tăiat conducta de apă și a spălat tot reciclatul până în oană. Cred că cine a trecut pe acolo a văzut. Partea dreaptă, cu cobori. 30.000 de euro pe zi costă firma acel reciclat. Au refăcut de bună credință reciclatul, deși aveau toate motivele să siteze lucrarea, să înceapă judecata cu cine a pus conducta, cine a făcut acolo. Dar nu a făcut chestia. După care s-a convocat faza determinantă. A durat 14-15 zile până s-au făcut hârtiile, verificări de teren, ridicări de probe, certificare de conformitate, calitate, timp în care au venit zăpezile și ploile. Faza determinantă nu a mai ieșit, nu avea cum să mai iasă. Constructorul a hotărât că riscă o amendă de la ISC în cuantum de 3.000 de lei și expertiză dispusă de către ISC. Înțeles că e 15.000 de lei. Nu, e 3.000 de lei. Obicează în 15 zile. Și expertiză și și-au asumat continuarea lucrării fără fază determinată. Iar lucrarea a fost făcută de calitate. Peste tot a fost făcută de calitate. Doar că din cauza factorului pe care v-am spus, s-a produs o întârziere 20 ceva de zile în momentul în care a venit ploile. Am înțeles problema oamenilor de acolo, doamnele, și n-am spus niciodată că nu înțeleg. Dar o să vă mai spun un lucru. Am prins aceeași perioadă, sau la fel de rea, ploioasă, pe Pătrășcani. Și acolo era tip covată. Era apă de puteai să nu pe acolo, după ploi. Mai intrași prin curți. Nu poți crea, cum să spun, nu poți să faci ceva fără un pic de deranj. N-am întâlnit chestia asta. Nu știu cum ar putea să o fac fără să fac deranj. Am înțeles, era un mâr de mai mare drag, așa era. Dar încearcă să te uiți dincolo de, la final. Deci la final încearcă să te uiți. Vă văzut primar, eu am putea să fie acolo. Da, merge, pe și o să fie și mai frumos, la urmă. Cum vedeți strada Indus, așa o să vedeți 8 străzi în comuna Bravoi. Eu așa o văd. Eu știu că pentru moment e rău. Vezi și pe deal acum am nebagat, dar știți ce spun oamenii? E altă interpretare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că băgați apă. E rău, nu știți cum e pe deal. Doamne, nu o puteți imagina. Dar am fost acolo, domn primar, vă mulțumesc că ne băgați apă.
o leacă diferența de abordare. Că nu am făcut mâl stând degeaba, am făcut mâl ca să-ți creezi o condiție pe viitor. Nu e o chestie din moment, mâlul ăla. Dacă înțelegem bine, dacă nu, nu. Extinderea de apă creasă. La ce v-am spus, drumuri județene, stânga-dreapta, suntem la, în ianuarie, mică motorizație de construire și dăm drumul și la lucrare. Evident, vă spun, vor fi bugetați din bugetul anului viitor, apă, asta vorbim, asta facem. Căminul. Am fost astăzi. Tocmai am tot și... Da, pentru prima dată când întâlnim ea. I-am fost domnilor, de ce? Păi ia, dar a fost da, mai des. Când am oprit-o, am zis să fac campanie electorală. Și am zis, eu nu vă deranjez, spun nimic. Deci când am oprit o dată ca să mă duc acolo, am fost câțiva ani, că s-a lucrat, cineva a zis să fac campanie electorală. Nu fac campanie electorală, lăsa să nu-mi place. Îmi pare rău. Și ce faci? Să puneți gavelă noi sau al noastră? Da. Da. Auziți, încă o dată vă spun, o să iasă frumos, o să iasă frumos, o să iasă frumos. Păcat că nu e spațios. Pentru că ne dăm interes, o să iasă frumos, credeți-mă, ne dăm interes. În schimb, știți câți oameni ca? Asta am făcut calul. 80 de ani? Mai sunt ca în magazinul Paul. 80 de ani. După intabulare o să încercăm să facem mai... Păcat. Păcat câți bani mulți și... Mai util. Exact. Deci, mai util. De și capacitatea. Păcat de... Oricum, are niște camere de rame, nu foarte mișto. Nu știu. Rămân cu un gust amar. Va fi terminat. Constructorul lucrează. Va fi terminat în luna, dacă vremea permite, la paveli și la așa, la ce mare făcut bordul și asta. Deja era văruit în interior, făcuseră grinzile, începe exteriorul. O să rog să pună și burlane când trebuie să nu mai curgă apa pe lângă. În fine. Rămân cu gust... Păi, de brașare, da? Frumoare. Astea nu, astea sunt chestii minore. Vă spun, nu va ieși niciodată un cămin cultural pentru că eu vreau să fie așa, în mentalitatea cuiva care trebuia să iară de hotel. O luat, după să fie discotecă prima dată, că avea cabă pentru două deletăluri de fum. O vreau să fie bibliotecă, cred. Sau centru de calculatoare pentru care 47 de prize la parter pe care eu nu-i văd rostul. Nu mai prindeți din el. Poate erau pentru telefoane, doamnelor. Așa. Fiecare să o vreau să fie și cămin cultural și probabil ceva, un cult nou neoprotestant. Că nu-mi dau seama forma și forma aia sus cu scena aia mare. Nu știu ce vreau să fie. Nu înțeleg rostul. Deci chiar nu înțeleg. O să spargem din scenă. Mai avem de făcut. Scoase toate. Dar chiar trebuie că scoasă toată. Scoasă toată și unde e jos acolo, făcut acolo. E rezolv, da, făcut acolo. Scena 20. E peste puterele mele de a înțelege, nu știu ce o să fie. Nu vă mai spun, o să încă un lucru, o să aprobăm în ședință de Consiliul Local. Da, ce face cu 80 de kW putere instantanee consumat? Ce să fac cu ei? Ce, vreți să-l las cu Dumbrava fără curent? O să dăm o hotărâre de Consiliu Local, prin care o să iau una din centrale, o să o punem pe căminul la Gravăie, pe mare, pe alea vechi soar, una pe primărie, pe tot una din aia vechi. Și acolo, cum am făcut la școală, o centrală pe lemn, ca oameni, cu radiatoare metalice, nu cu convectori de căldură, care nu au nici măcar moduri de comandă, nu știe nimeni cum să le pornească. Și sunt legate și pe centrală. Și sunt legate pe centrală, pe instalația centrală. Alea, câte două la capăt, dar sunt electrice, două la capăt, două la păltinata. Două la pătrășcani pentru încălzire și le-am găsit rostul. Și acolo frumos, deja am vorbit astăzi, facem o șapă la camera centrală, am pus o centrală cu un cazan de 40 de kW, 37 de kW, nu trebuie mai mult, credeți-mă cu mine, de la clasic, pe lemn, care să te ia căldura atunci când ai nevoie, cu instalații pe antigel. Nu facem acolo, nu știu ce și-o imaginat, s-o pus atâta centrale, cu curent, cu... Mă depășesc. Am renunțat la camere. Camerele care sunt deja merg, înregistrează. Erau 44 de camere. Nu am idee. Uite, îmi pare rău că nu mai e în Consiliul Local. Să-l întreb, domnule, măcar să știm și noi să nu mor prost, că tot m-am căzut păcatul pe mine să-l termin. Dar poate vede ședința și comentează în Facebook. Foarte bine ar fi să-mi spună, domnule, ce ați vrut să faceți acolo, în clădirea aia? Am eu ani de cât timp ce-ți fac. Nebun era.
Nu mi-a zis, mi-a dat urma așa și bine. Adică i-a dat, dar nu i-a trecut proiectul. Era așa cum am capul mies. Nu știu. Are zis. Păcat. Păcat că putea să iasă ceva frumos cu banii care se cheltui, să ieși așa ceva chiar frumos. Și nici n-avea nevoie de etaj, de asta vorbeam cu domnul. Ce joi ne-am. Aveți un singur lucru foarte în el, când te uiți pe geam, vezi toate. Până la Pătrășcan, te uiți până la Bătinașul. Și Bătinașul. Nu, e frumos ca panorama, ca vedere, da. Așa frumoasă toată comună. Într-adevăr, ăsta e punctul lui foarte. O să-i schimbi și culoarea exterioară. Deja în interior stă o culoare care se arată culoare de instituții publice. Nu e nici roșu, nu e nici galben, nu e nici verde, nu e nici... O culoare... Aurie. O culoare asta se arată a clădirii publică. Deja am comandat, ați văzut firma luminoasă, intrăi în primărie, scrie că nu intru la țară, bravo. Le punem pe toate prin atribuțiile. Pe total nu vă mai țin, eu zic un an bun pentru Comuna Bravei. Cu plusurile și minusurile, eu zic că a fost un an bun pentru Comună. Am dat un pic, am mai creat condiții, un pic ne-am mai dezvoltat ca și infrastructură. Urmează să continuăm. De asta, la final de an, domnul viceprimar cu un domn consilier, dacă vreți să faceți ostilitățile și domnul președinte, declarați ședința închisă, să vă urez la mulți ani dumneavoastră și tuturor cetățenilor, familiei sănătoase să aveți și să ne ferească Dumnezeu de lucrurile, că ați văzut ce se mai întâmplă în ultima vreme. Declarăm ședința. Fie la ei, domnule.